Dragi prieteni, în această seară, alături de dumneavoastră, s-ar părea că trebuie, ce să facem acum, trebuie să vorbim despre gheboasa, for some reason. Nu știu, mi se pare mega, adică credeam că scandalul de anul trecut sau acum 2 ani când a fost, anul trecut? Nici nu mai știu, cum trece timpul, dragi prieteni. Mă rog, dar credeam că scandalul la ultimul cu Jador la Filarmonică a fost așa o anomalie a rasismului din România, ca zic așa, știi? Pentru că, na, știți cum e, rasismul ăsta nu se manifestă așa de pe față la noi. Lumea cumva, mă bucur că într-o anumită măsură măcar, există o conștiință a faptului că, băi, e foarte posibil ca lumea să ne catalogheze ca fiind rasiști. Avem conștiința asta, știi, ca români. N-aș vrea ca lumea să mă catalogheze ca fiind rasist, nu că mă interesează pe mine chestia asta, ci pentru că nu vreau să am probleme. Așa că o să evit să spun anumite lucruri sau să fac anumite lucruri, știi, mai observ chestia asta. Dar în cazul ăsta cu gheboasa... I'm like, bro, what? Dar nici nu știu, adică asta e chestia, că o să trebuie să stăm un pic împreună în seara asta, să vedem despre ce e vorba, pentru că n-am înțeles de unde până unde, ce se întâmplă, mă, mâncațeș. Dar da, este absolut wild, este absolutely wild. Este imposibil, pentru mintea mea este imposibil de cuprins cum s-a ajuns la acest scandal și mi-e și rușine să intru în el, dar cumva pare că toată lumea își dă cu părerea despre acest gheboasă care cântă ce... I-a dat amendă pentru rasism și l-a reclamat la CNCD pe gheboasă? Că a zis de o găoază? Bro, like... Nu înțeleg de unde până unde. Bă, nene, de unde până unde și cum s-a autosesizat jandarmeria în cazul ăsta, în condițiile în care sunt un milion de lucruri mult mai grave pe această lume? Și o să folosesc argumentul pe care l-a folosit toată lumea în perioada asta, și anume că dacă asta e problema, domnule, mergeți, dați amendă lui paraziții. Ok, foarte frumos, mă bucur să văd că jandarmeria sau cu oricum organele statului se autosesizează în astfel de situații, dar du-te, nene, că asta e ultima problemă. Du-te la paraziția de cântă. Deci zice așa, merg pe autostradă cu 180 la oră și am în p-o minoră, ceva de genul ăsta, zicea parcă, avea un vers de genul ăsta. Deci acolo e și instigare la depăși limita de viteză, da? Cât e limita de viteză pe autostradă? 130. Păi 50 de kilometri la oră peste limita de viteză, asta e deja, îți ia carnetul deja. Deci asta odată și în al doilea rând pedofilie, vă rog eu frumos. Dincolo de argumentul rasist, de toate căcaturile astea, haideți să vedem un pic de consecvență în comportamentul ăsta. Eu asta aș vrea să văd în primul rând. Bă, nene, un pic de consecvență. Mergi, du-te, dă-i amendă lui Rava, care zice de fete că îi bagă mâna la p*** și dau de Glock, că el are pistol în... Ați înțeles, ține pistolul la chiloți, da, ați înțeles. Sincer, în momentul ăsta ce ar trebui să se întâmple ar fi următoarele. 1. Chelul este tras la răspundere pentru că are svastica sau a avut svastica tatuată pe spate, Barta e svasticoiu, da? Și de asemenea toate trupele de trap care efectiv despre asta cântă constant, despre împușcături în stradă, adulter, whatever, da? Toate căcaturile astea sunt teme omniprezente, ubique, aș putea spune, în cultura asta de stradă românească contemporană. Și nu doar că e de acum contemporană, a fost din totdeauna, nu vă supărați, după Revoluție, cam despre asta s-a tot cântat. Olimpiada de etalat și subt, asta ce să fie, oare, Doamne iartă-mă. Deci asta e primul lucru care trebuie să întâmple. În al doilea rând ar trebui să meargă gheboasă să cânte la Filarmonică. Asta ar trebui să se întâmple mai departe, în așa fel încât, na, lucrurile să aibă cât de cât un oareșcare sens în această lume, că altfel nu, parcă n-are sens. Ce soi de tensiune socială s-a acumulat de-a lungul istoriei recente, de acum oamenii izbucnesc în chestia asta? Also, de unde dracu a pornit o căcatul ăsta cu gheboasă, mă, mâncațeaș? Ce s-a întâmplat? Adică, înțeleg că e pe Facebook, că are sens, că n-are cum unde altuneva să fie asta decât pe Facebook, dar unde anume pe Facebook s-a întâmplat tot căcatul ăsta de am ajuns aici? În punctul ăsta se simte ca și când tot scandalul ăsta este un mare troll. Mă simt că m-a trollat CIA-ul sau SRI-ul, whatever. Mă simt trollat de puterile ascunse. Cătălin Țone. Cine e Cătălin Țone? Doamne ferească sfânt, cine cu aia Cătălin Țone? Vă rog eu frumos. Și ce a zis el aici? Cântăm și noi o piesă frumoasă, iau-ți cum sună. Iau-ți ea. O melodie frumoasă. Mă rog, știți voi, așa, și aceștia sunt idolii copiilor noștri, acum la Untold. Dă-i așa, rupe-i banca, așa. Idolul ăsta mai are o piesă, droguri și p***e, scuzați-mă pentru limbaj, să ne protejăm copiii.
Ok, aici am eu un take, dacă îmi permiteți. Eu cred că într-adevăr genul ăsta de muzică influențează într-o măsură mai mare sau mai mică mințile impresionabile ale tinerilor. Într-adevăr, cu siguranță. Acum, soluția sub nicio formă n-are cum să fie, domnule, haideți să îngrădim în orice fel dreptul la liberă exprimare al unor artiști. La sfârșitul zilei este propriul lor drept la liberă exprimare. Problema, bineînțeles, se trage din educație și asta este o problemă care nu e așa, n-are cum să fie rezolvată. Că na, așa e cu educația asta. Dar, bineînțeles, muzica și actele de genul ăsta nu sunt singurul factor care influențează negativ mințile impresionabile ale unor tineri. Muzica este printre ultimele probleme, vedeți, dragi părinți și dragi oameni, că de-a lungul timpului voi ați permis mult mai mult decât melodia asta lugheboasă. Voi ați permis ca ai voștri copii să stea toată ziua pe tabletă și să fie whatever. Îndoctrinați la sfârșitul zilei într-un consumerism de către o piață liberă care are un organ, un aparat de marketing foarte puternic, nu-i așa? Și câte și mai câte, voi ați permis ca copiii voștri să se joace jocuri video în care vă împușcă oamenii în cap și asta este foarte cool și foarte mișto. Deci sunt un milion, un gorilion, un catraliard de lucruri în ecosistemul cultural al acestor copii care îi poate influența negativ, într-adevăr. Acum, în mod evident, ceea ce se întâmplă în această situație și problema acestor oameni, în mod evident, iertați-mă că vă zic că se vede cu ochiul liber, în mod evident, problema aici nu sunt versurile, nu sunt copiii, nu e nimic din genul ăsta, este faptul că Gheboasă este un rom de succes. La fel ca așa cum a fost și cu Jador, așa cum e cu toată lumea. Abia aștept să aibă și Țancă Uraganul un scandal de genul ăsta, că vezi, Doamne, îi merge bine. Că de fapt despre asta e vorba. Pur și simplu despre asta e vorba. Acest copil de 21 de ani, face o grămadă de bani, are foarte, foarte mulți fani, da? Și oriunde merge, lumea pupă, îi sărută pământul pe care a călcat. Că așa e! Vezi că nu există nicio corelație în studii între violența din jocurile video și comportamentul copilului, exact cum nu există niciun studiu care să coreleze ascultatul de versuri despre droguri cu consumul real de droguri, ca să ne facem înțeleși, da? Eu nu zic că legătura este directă. Eu nu zic că toate aceste lucruri, jocurile video, muzica, toate căcaturile astea influențează direct în mod negativ, ci indirect. Este într-adevăr un ecosistem cultural, ca să zic așa, un context cultural în care copiii se dezvoltă, care îți fute creierii, la fel cum îți fute creierii ideea că ești singur, trebuie să fii pe ta, să-ți plătești facturile, să-ți iei un Bugatti, să nu știu ce să așa, exact cum chestia asta îți fute creierii, la fel și toate căcaturile astea din jurul tău, ele de fapt se subsumează acelorași principii bolnave ale pieței libere și capitalismului contemporan, cea individualismului și meritocrației false în care trăim în momentul de față. Despre asta este vorba. Adică ce încerc să zic, dragi prieteni? Gândiți-vă un pic. Deci, ești copil, da? Și auzi, bag un blunt, m-am prăjit, m-am spart, bag un zeni și mă rupe la ficat, îmi face o p*** până se neacă, p***a ta e udă, așa, da? N-o să te duci să bagi un blunt și whatever. N-o să te duci, dar dacă ți se întâmplă, adică gen, n-ar fi rău. Știi? Adică gen, I'm doing this, so I'm kind of like, you know, I'm out there, right? Adică sunt șmecher, gen. I mean, it does work that way, scuză-mă, ok, bine, n-am un studiu acum la îndemână sau n-am whatever, nu e neapărat ancorat în niște cunoștințe de-astea empirice și așa. Dar gen, come on, e o influență acolo, n-ai ce să-i faci. Vreți să ne uităm la Shelly? Hai să vedem. Salut, eu sunt Shelly și astăzi vreau să vorbesc despre subiectul Gheboasă la întorci și în special despre faptul că a fost amendat de Jandarmeria Română pentru, citez, proferarea de injurii și expresii jignitoare. În primul rând aș vrea să vă rog pe toți, indiferent dacă sunteți sau nu de partea lui Gheboasă, indiferent dacă credeți sau nu că meritați să fie sancționat, să-mi dați o șansă să vă explic argumentele mele. Să vă uitați până la final și după aia vă trageți singuri concluziile. Pentru că eu cred că aici deja nu mai e vorba... Cum bă, frate, eu mă uit la un copil? Cum să-mi explică mie un copil cum e treaba cu astea? Că și el e un copil. Mai are cu 13 mai mic ca mine. Păi eu să mă uit în gura lui? Așa se întâmplă discuțiile astea, ca să înțelegeți. Așa gândesc acești oameni. Acești boomeri terminați, nevrozați de viață, distruși în creier. Ei așa gândesc.
Ei nu pot să gândească, ei nu pot să o ia logic. Nu, ei se uită mai degrabă la asta, știi? Păi îmi zice un copil, păi eu am părat la cur și ăsta abia are 21 de ani, are milioane și îmi zice el mie, păi nu, stai așa că îl pun eu la locul său. Ce să zică mie Shelby ăsta? Despre gheboasă sau despre orice alt artist care ar fi putut fi pe scenă în locul lui. E vorba în primul și în primul rând de libertatea de exprimare. Dar hai să începem cu începutul. Cine e gheboasă? Gheboasă e un tip de vârsta mea care face muzică trap. Mulți au adus în discuție faptul că a avut o copilărie grea, că parte din copilărie și-a petrecut-o la orfelinat, însă eu nu o să pun accent deloc pe asta pentru că nu vreau să considerați că încerc să-l scuz sau să iau apărarea în acest mod. Puteți considera, dacă veți voi, că a fost un puș cu o copilărie foarte bună, cu părinții alături și că în prezent e artist trap. Nu schimbă cu nimic povestea asta cu Antordu, cum a avut el copilăria, după părerea mea. Bun, deci gheboasă este artist trap. Ce este muzica trap? Trap-ul e un subgen al muzicii hip-hop care a apărut prin Statele Unite și a început să se dezvolte în România undeva prin 2015, când au apărut în peisaj cei de la Shatra Benz. Este în prezent cam cel mai ascultat gen muzical din România în rândul tinerilor, după manere. Puteți să râdeți, să ziceți că vai ce generație distrusă, dar eu vă spun simpla realitate obiectivă. Dacă deschideți top 50 Spotify pe ultima lună, din primele 20 de piese, fix 10 sunt trap și 10 sunt manere. Deci... Vezi că e trending melodia Cariceps al lui Dani Mocanu, acest traficant de carne vie. Dragi boomeri, vedeți că Dani Mocanu e numărul 8 în trending pe Spotify în România. Acest om care neironic este proxenet. Alo. Nu, eu doar vreau să aud, doar vreau să văd puțină consecvență, atâta tot. Eu nu vreau să mă iau de nimeni, vreau doar să știu, nu e așa că... Ok, avem principii, dar le ducem, le asumăm, le ducem până la capăt, da? Principiile, nu... Deci, okay. Asta e realitatea, indiferent că ne place sau nu. Peste tot în lume, și în SUA, și în România, mesajele transmise în muzica trap sunt cam aceleași. Opulență, eu am bani, atrag multe femei, duc o viață de lux. Sigur, sunt și multe excepții, sunt piese trap sentimentare, de dragoste, dar în general cam asta se promovează în muzica trap. Aruncatul cu bani pe haine, pe băutură, pe femei, consumul de droguri, ideea superficială că eu sunt mai bun decât tine pentru că am mai mulți bani. În general, mesajele sunt foarte materialiste și superficiale. Da, corect. Mi se pare fantastic un pic așa, pentru că gen, aici e complicat de zis. Deci eu când vă explic, dragi prieteni, că, mă rog, asta e perspectiva mea, ce să facem. Dar când, din perspectiva mea, încerc să vă explic că chestiunile astea, genul ăsta de droguri, împușcături, sunt lucruri care influențează în mod negativ tinerii, eu zic cumva pe același principiu pe care și marketingul de tip o femeie frumoasă e aia 90-60-90 afectează negativ oamenii, creându-le o imagine falsă de sine, o imagine falsă de insuficient. Înțelegeți ce vreau să spun? Ele influențează, nu putem să negăm influența asta, dar bineînțeles că pe de altă parte este și o formă de libertate de expresie. Aici este, din punctul meu de vedere, ce obțin e un pic greu să discernem, să ne dăm seama cum ar fi mai bine, dar cred că totuși mai degrabă ar trebui respectată libertatea de expresie a oricui, cu condiția ca orice fel de influență negativă ce ar putea ieși de aici, ca o repercursiune, să fie totuși luată în considerare de sistemul educațional, de cultura asta noastră, putem avea o cultură de a felului în care ne creștem copiii, care să incorporeze și lucrurile astea. Adică trebuie să existe o echilibrare a balanței undeva. Pe undeva trebuie să existe o echilibrare a balanței. Ce vreau să mai zic? În același timp, că de ce cred că e important ca libertatea de exprimare a acestor oameni să fie respectată? Pentru că acești oameni, într-adevăr, și mie mi se pare relevantă chestia asta, chiar dacă și el nu vrea să invoce acest argument, mie totuși mi se pare relevant. De fapt, în muzica asta, cum ziceam și mai devreme, există totuși un soi de comentariu, da, asupra luptei de clasă, asupra rasismului, etc., etc. Există un soi de comentariu. Faptul că gheboasă, da, face muzică de genul ăsta, care apelează la atât de multă lume, nu poate decât să ne spună că experiențele pe care gheboasă le transmite prin muzica lui sunt experiențe pe care foarte mulți oameni le au în viețile lor. So, maybe that's the problem. Nu faptul că un copil de 21 de ani sau câte ani are gheboasă este foarte de succes și rupe topurile și o duce foarte bine și face mai mulți bani ca tine care ai muncit toată viața în p***a mea de boomer. Mă gândesc! Și versurile astea sunt adesea vulgare, cu multe înjurături. Și asta e de așteptat pentru că este un subgen al muzicii hip-hop, care în mare parte tot astfel de mesaje promovează. Sigur, o să spuneți că nu e așa, că versurile hip-hop sunt mult mai profunde și sunt pline de mesaje sociale. Poate că o să-mi dați exemplu piesa de la Mafia Românește sau Să cânte trompetele, piesa lui Ombradon cu Racu, Egal din naștere, sau poate piesa Jos cenzura de la Paraziții. Da, toate astea sunt piese într-adevăr cu un puternic mesaj antisistem. Dar vă aduc aminte că aceleași trupe au și foarte multe piese
precum Olimpiada sau Omul din liftul tău sau Limbaj de cartier, sigur o să spuneți că... Sau cum cine poate să-mi spună că nu știu precis, este un skit, este un intermezzo în unul din albumele Paraziții. O să vă zic așa, o să vă povestesc. Deci este un skit în care se aud niște ciori cum fac cra 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 și apoi se aud niște împușcături. E pe albumul lui Chelu. Pardon, am zis greșit. Nu Paraziții, e pe albumul lui Chelu, da? Deci ca să înțelegeți, da? Ca să înțelegem despre ce este vorba. Acum e greu să, again, e greu să bagi pe toată lumea în aceeași oală și să zici asta este muzica rap. Dar e evident că de-a lungul anilor în această țară s-au zis chestii mult mai rele decât găoaza. Ok? Mulțumesc. Ăsta e? Sindromul Tourette. Ce tare, frate. Da. Da, deci cam despre asta ar fi vorba, ca să înțelegem. Ce voiam să vă mai arăt? Chelu și-a tatuat o svastică pe spate, 2011. Exclusiv, Chelu și-a tatuat o svastică pe spate. Bă, dar du-te, bă, frate, te rog eu frumos. Și la șampon, du-te, dracu, de aici. Așa. Pe numele său, Cătălin Ion Ștefan, Chelu, unul dintre cei mai populari hip-hopuri, a ales un loc al corpului său ferit de expunere, tocmai pentru a nu scandaliza opinia publică. Aspru criticat astfel de simpatie, în cazul în care își va arăta tatuajul în societate, acesta riscă să aibă de-a face cu legea. Chelu nu a reprodus fidel emblema mișcării naziste, iar tatuajul său are o conotație mai degrabă istorică. Domnule, mie îmi place istoria. Domnule, e vorba despre istorie. Am un history buff. E semnul păcii de la hinduși sau ce era, da, exact. E sanscrită, ca în Oppenheimer. E ceva în sanscrită, nu știți voi. În cazul în care își va arăta tatuajul în societate, acesta riscă să aibă de a face cu legea. Bun, nu are astfel de convingere, decât știu eu, ne-a povestit un prieten. Bun, da, bun prieten. Cu ceva timp în urmă, Chelu a strânit nemulțumirea unei alianțe a romilor, care a cerut CNA interzicerea videoclipului Plec pe Marte, piesă în care cântă alături de Smiley. Romii erau scandalizați că pe tricou rapperului era scris mesajul White and Proud. Ena... Hai să mai vedem ce zici copilul ăsta. Eu vă întreb altceva. Gheboasa a fost la Antorci și a cântat piesa asta. Ce ții, cacă? Cum dă din filme? Biugi Mafia au fost la Saga și au cântat piesa Olimpiada. Dacă Gheboasa a fost amendat pentru expresii jignitoare, nu vi se pare că și Mafia ar fi trebuit amendați? Dacă mergem până la capăt cu logica comunistă a jandarmeriei? Sau Ian? Sau Albert Nebunu? Sau... Cum adică logica comunistă? Nu, glumesc. Au paraziții. Practic, după logica lor, orice interpret de hip-hop ar fi trebuit amendat la fiecare concert. După logica lor, la Beach Breeze ar fi trebuit să stea jandarmeria cu chitanțierul, așa, să dea amendă după fiecare piesă de la fiecare artist. Dar jandarmeria română l-a amendat doar pe Gheboasă. De ce? Pentru că, în opinia mea, sunt penibili. Penibili. Sunt rasiști, hai bă, Shelly, zis, Shelly, come on! E evident că e rasist. Băi, deci nu, refuz. Am avut discuția asta cu tot felul de terminați pe internet și când a fost aia în trecut cu zi, cu Jador. Măi, este imposibil, scuze, nu poți să zici că gena e doar o greșeală. Băi, nu se poate, sunt prea multe coincidențe. Hai, dă-o dracu de treabă, sunt prea multe coincidențe. Cum se face, bă, frate, că iarăși, și la fel la Monica același căcat. Vine micuțul, n-am nimic cu micuțul, dar zic așa, vine micuțul și zice, ba, ce zice micuțul acolo, că nu știu exact toate biturile lui, sau vine Costel și îmi povestește cum, whatever, ia sub cineva la motoare când era drogat, whatever, da? Nu știu despre ce ar vorbi nici Costel. În fine, ai înțeles. Da, deci oamenii ăștia merg la filarmonică și performează fără nicio problemă. Aia când a venit Jador, gata, problemă. La fel și la Antold. Vine ăla, Olimpiada de f***te, așa, ăsta e cu White and Proud, cu, da, tatuaje, cu simboluri, cu skinhead shit, cu așa, cu toate căcaturile. Ia, acolo, da, nu e nicio problemă. Când vine Gheboasă și zice de găoază, s-a terminat, avem o problemă. Brusc ne pasă de, domnule, copiii noștri și... Mă rog, hai să vedem. Hai să vedem, poate o zic mai încolo, dar într-adevăr. ...pe care nu interesează să aplice legea echitabil, ci să dea bine pe Facebook. Ăsta nu era ceva decât un exercițiu de PR penibil al jandarmeriei române, dar hai să vorbim despre ei mai încolo. Hai să ne întoarcem un pic acum la isteria care s-a creat pe Facebook după momentul lui Gheboasă de la Antol. Cei care contestă prestația lui spun că în piesele lui sunt niște mesaje toxice, care sunt nocive pentru copii. Că mesajele astea distrug mințile copiilor care nu sunt încă formate, nu au încă un filtru format. Da. Hai să o luăm cu începutul. Sunt mesajele din muzica trap toxice? Da.
sau de fapt n-aș spune toxice, dar aș spune că sunt niște mesaje greșite, că promovează un stil de viață greșit. E greșit evident să faci abuz de substanțe, e greșit să te crezi superior doar pentru că ai mai mulți bani, total de acord. Astea sunt lucruri greșite și sunt de acord că în mare parte în muzica trap sunt niște mesaje greșite. Dar oare e rolul unui artist de hip-hop să-ți educe copilul? Doamne ferește, sub nicio formă. E responsabilitatea lui să transmită neapărat mesaje pozitive? Nu. Mai are rost să amintesc că încă din anii 80 existau pe piață trupe de rock care glorificau și promovau pe față consumul de cocaină și de heroină? Sau că și în anii 90 trupe precum Mafia sau Paraziții aveau concerte în care își cântau piese repline cu înjurături, în care vorbeau despre viață de cartier, infracțiuni, droguri și așa mai departe? Muzica nu trebuie să fie educativă. Muzica trebuie să te distreze, să te relaxeze, maxim să-ți transmită o emoție, dar în niciun caz muzica nu e un instrument de educație. La fel cum vlogurile mele nu sunt un instrument de educație. Nu sunt, într-adevăr. Și aici intrăm în discuția Mircea Badea. Da, cu siguranță, nici influencing-ul, nici social media, nici muzica, nici filmele, nici nimic din toate astea nu sunt instrumente de educație și nu sunt materiale educative. Dar, umila mea opinie, fie că noi le considerăm sau nu materiale educative sau instrumente de educație, ele contribuie, chiar și fie într-o măsură foarte mică, ele contribuie, da, la... Și contribuie și creează, de fapt, contextul cultural în care mintea, nu doar a copiilor, dar și a adulților, există și se dezvoltă. Că se influențează una pe alta, într-un fel, știi? Oamenii sunt într-un fel și asta influențează muzica, care la rândul ei muzică perpetuează felul în care oamenii sunt. Și de multe ori nu e o chestie așa de directă și de vizibilă. De multe ori, cum explicam mai devreme, este vorba despre o clasă socială sub o formă sau alta defavorizată și disenfranchised, da? Care are tot dreptul să protesteze oricum își dorește, inclusiv prin muzică, iar acea muzică de protest este apoi preluată tot de către industrie, de oamenii albi, de whatever, putere, este preluată, transformată într-o marfă și apoi vândută la copii. Asta este lumea în care trăim, dragi prieteni. Adică, acum ce să facem? Să ne batem cu morile de vânt? Hai să vedem ce putem să facem fiecare în pătrățica lui, cum așa ni s-a spus. Facem spre bine fiecare în pătrățica lui, nu spre rău. Hai să vedem! Educație. La fel cum televiziunea nu este un instrument de educație. Educația se face acasă și la școală, nu se face pe internet și în niciun caz nu se face la festivaluri. Și vreau să pun un pic accentul pe acest argument legat de copii, legat de minori. Pentru că sunt mulți care spun, domnule, problema era că erau minori în public. Adică dacă erau adulți, adulții au un filtru propriu, poate să treacă versurarea prin filtrul lor, să înțeleagă că poți să te bucuri de muzică fără să faci ce spun trapperi în piese, dar copiii, spun ei, n-au acest filtru format. Ei poate iau de bune acele versuri. Ok. Ăsta e un argument. Nu sunt de acord cu el, dar măcar e un argument. Nu e vreo ură din aia viscerală de genul Gheboasa ar trebui interzis, Antor ar trebui desfințat. Dar de ce nu sunt de acord cu acest argument referitor la copii? Pentru că la un festival de muzică, copiii cu vârste între 14 și 18 ani nu pot intra decât dacă au acordul scris al părinților, hârtie semnată de părinți. Așa că degeaba bramați organizatorii Antor sau degeaba bramați pe Gheboasă. Părintele e cel care decide dacă e ok sau nu să-și trimită copilul acolo. În calitate de părinte, e responsabilitatea ta să te interesezi unde merge copilul tău, ce artiști cântă, ce versuri au artiștii respectivi. Și dacă crezi că al tău copil nu are capacitatea să înțeleagă... Păi stai, adică toți copiii aia care erau acolo aveau de fapt hârtie semnată de la părinți că au voie să intre? Pe atunci care e problema? Pe atunci care e problema? A, n-aveau? Păi du-te și ceartă-te cu organizare. De ce i-a lăsat dacă n-aveau hârtie pe copiii ăia de la Antold? Nu înțeleg care e problema. Nu înțeleg cum din toată chestia asta a ieșit Gheboasă. Adică înțeleg, dar... Eu înțeleg, dar dacă vă zic, vă supărați pe mine. Asta. Înțeleagă că versurile din muzica trap nu trebuie luate ad literam, nu-ți lăsa copilul acolo. E atât de simplu. Antor nu e un eveniment public cu acces gratuit, cum sunt zilele orașului, spre exemplu, unde oricine poate veni gratuit, nu se face niciun fel de acces. Nu, la Antor plătești bilet, ți se scanează buletinul și dacă ești minor, ai nevoie de hârtie semnată de părinte ca să poți să intri acolo. Și acum am un mesaj pentru toți părinții și vreau să-l ascultați foarte, foarte bine. Voi sunteți cei care trebuie să vă învățați copilul ce e bine și ce e rău. Voi sunteți cei care îi setați acest compas moral. Copilul vostru. Da, și nu puteți să faceți asta pentru că este foarte greu, sau mă rog, nu e valabil pentru toată lumea, nu vreau să generalizez acum, dar sfat de la un moș. Dacă nu simțiți sau nu aveți în momentul de față resursele necesare ca să aveți totuși timp să vă creșteți copilul, nu-l faceți. Doar nu-l faceți. Dacă faceți un copil și știți că o să aveți de muncit 8 ore pe zi, doar ca să puteți să susțineți, da, chiria, ratele, aia, grădinița, manualele, aia, da? Dacă știți că așa o să fie viața voastră sau aveți măcar impresia că așa o să fie viața voastră, bă frate, nu-l fă.
doar nu-l fă. Asta este. Asta este. Deci, mai bine așa, da, decât să avem situații de genul ăsta. Pentru că eu n-aș vrea, personal, acum, eu încerc, da, să fiu responsabil cu ceea ce spun eu pe internet pe cât posibil, știi, adică mi-asum responsabilitatea și nu sunt genul ăla de om care mă spăl pe mâini, domnule, nu ți-ai făcut educația la copil, problema ta, vere, că eu nu, ce treaba am eu. Eu încerc cât de cât să fiu responsabil cu chestia asta, dar în același timp n-aș vrea să am emoțiile astea, știi, adică nu cred că, cum ziceam, cred că oamenii ar trebui să aibă totuși dreptul la liberă exprimare. Voi sunteți cei care trebuie să vă învățați copilul ce e bine și ce e rău. Voi sunteți cei care îi setați acest compas moral. Copilul vostru, din secunda în care îl veți lăsa în societate, din secunda în care o să-l trimiteți la școală, va fi expus la mesaje greșite, va fi martor la lucruri oribile. În școala generală o să fie expus la bullying și la înjurături. În liceu o să aibă cu siguranță câțiva colegi care consumă droguri prin pauze. Din momentul în care o să-i dați acces liber la internet, va fi expus la o grămadă de lucruri. Va putea asculta muzică cu referințe la droguri de care poate voi nici n-ați auzit. Va vedea toți interlopii care fac live-uri pe TikTok. Va vedea excesul și depravarea în toată splendoarea lor. Și aceste lucruri nu le poate opri nimeni. Cu siguranță nu le poate opri statul prin cenzură. Interzicerea lor le va face doar mult mai populare și mai tentante, la fel cum gheboasa acum este de 100 de ori mai cunoscut decât era înainte. Ține... Da, la fel cum prohibiția în America și-a propus să elimine consumul de alcool și de fapt n-a făcut decât să-l crească. La fel cum în Portugalia decriminalizarea drogurilor de mare risc a făcut să scadă consumul, etc., etc. Doar de voi să vă învățați copilul să discearnă între bine și rău. Pentru că mai devreme sau mai târziu în viață va vedea și va avea acces la foarte multe lucruri rele. Și soluția nu e să vă izolați copilul de societate, să nu-l mai lăsați să meargă la un festival, spre exemplu. La fel de bine ați putea să nu-l mai lăsați să meargă la școală, pentru că vă garantez, în orice liceu din România există grupuri de consumatori de droguri. Soluția e să-l pregătiți pentru viață, să-l învățați să se ferească de lucrurile astea. Pentru că cu cât o să vă izolați mai mult copilul de realitate, cu atât mai mult când va ieși în lume, va fi tentat să încerce aceste lucruri interzise. Ok, bro, ok, complet de acord. Complet de acord. Dar aș vrea doar să facem cu toții în exercițiu de imaginație. Când aveam 14, 15, 16 ani, cât încredere aveam în cuvântul părinților când venea vorba de chestii de genul ăsta? Că părinții, de altfel, întotdeauna ne-au spus, bă, nu mai asculta pola, bă, nu sta până târziu, bă, nu faci... Na, ce să zic, nu mi se pare neapărat cea mai bună soluție. Oana Zna, 17 luni, mulțumesc frumos. Na, las-o amucă, nici cum nu-i bine. Păi asta zic, că nici cum nu-i bine. Păi poate nu se pricepeau, da, cu siguranță nu se pricepeau, pentru că nu aveau nici ei educația, whatever, nu aveau, cum să zic, cunoștințele necesare, nu aveau, da, of course, da, dar nici acum nu le au, ce crezi că acum părinții le au sau what the fuck? Știi, adică deja mi se pare că cer foarte mult și de la un părinte, domnule, susține tot efortul ăsta financiar ca să poți să o ducă bine copilul fizic, ca zic așa, de PDV material, da? Da? Deci să aibă infrastructura necesară ca să se poată dezvolta fizic și după aia investește și în tine, du-te la facultatea de psihologie, da? Ca să poți să investești în el și pe plan emoțional, spiritual, intelectual, ca să poți să, da? Come on. Așa nu mai face copii, nu mai face nimeni copii în sensul ăsta. Contează cum îți spun ai tăi, ce îți spun și ce relație ai cu ei. Da, bineînțeles. Și deși vorbești într-o poziție privilegiată că părinții mereu l-au susținut și probabil așa a fost dialogul între ei diferit. Da, I guess, da. Nu, eu cred că e o, cum să spun, cred că e o, na, e o marcă a... Asta înseamnă să fii tânăr la sfârșitul zilei, nu? Să respingi ce-ți zic niște moși. Așa se întâmplă, așa a fost dintotdeauna, nu știu, așa mi se pare. Pe de altă parte, da, într-adevăr, și, cum să spun, nu cred sau nu știu să fie existat vreodată o abordare empatică și umană și așa pozitivă, benignă, știi, asupra creșterii copiilor. Cine știe? Poate dacă se schimbă această paradigmă, lucrurile vor sta altfel. Dar gen, mi se pare nerezonabil să te bazezi pe asta. Asta atâta tot. Mi se pare nerezonabil să te bazezi doar pe părinți. Again, toată lumea caută, pe mine asta mă enervează, pe mine personal, toată lumea caută să zică, a, păi ăla are dreptate. Ba nu, păi soluția este asta. Când, în mod evident, ceea ce se întâmplă în contextul ăsta nu este vina sau nu este din cauza, da, unui singur factor, unei singure persoane, unui singur lucru. De fapt, în situația asta, iese la iveală un întreg complex, da, de comportamente, ideologii, etc., etc., da? Un întreg complex de elemente care alcătuiesc societatea noastră, care se manifestă în felul ăsta. Problema este sistemică, ca să zic așa. E vina lui Băsescu!
Și apropo de mesaje toxice, Gheboasă nici măcar n-are mesaje atât de rele în versuri față de restul muzicii hip-hop sau trap. În primul rând, piesele lui au un scop foarte clar de a te face să râzi. Versurile sunt scrise încât să fie amuzante. La mine funcționează, pe mine mă amuză, mă distrează, dar eu ascult și muzica lui Gheboasă pe lângă 1000 de alte chestii pe care le ascult. La fel ca mare parte din generația mea. Și nu cred că generația mea o să ajungă să fie vreo generație de ratați. La fel cum generațiile din urmă care au ascultat Limbaj de cartier de la Mafia, o piesă plină de înjurături cap-coadă, gen efectiv e concurs de înjurături, oamenii aia n-au ajuns niște ratați. Ăia care au ascultat Omul din riftul tău de la Paraziții n-au ajuns să se efectiv în riftul tău. I mean, iarăși, e o generalizare. Unii da, alții nu, ne, știți cum e. Unii da, alții... Ei, hai, n-aș băga mâna în foc, da, exact. Tău de la Broca, așa cum zice în piesă. De ce oare? Pentru că, ghiciți ce, versurile din piese nu trebuie zluate ad literam. La fel cum firmele nu trebuie zluate ad literam. Nu te-a pus să jefuiești bănci pentru că te-ai uitat la Casa de Papel, nu? Dar oamenii înțeleg asta, că nimeni nu condamnă un seriar sau un film sau pe artiști de hip-hop veterani. Atunci, de ce e atâta ură pentru Gheboasă? Eu cred că mai există două motive pentru hate-ul ăsta uriaș care a apărut. Primul e rasismul. Vedeți voi, Gheboasă e de etnie romă. Și al doilea e că piesele lui tind spre manere. El face trapanere, face un fel de trap combinat cu manere. Și știm cu toții că dacă vrei să pari deștept, dacă vrei să pari un tip intelectual, rafinat, trebuie să urăști manerele. N-ai cum să fii intelectual să-ți placă manerele. Și din acest motiv, Gheboasă a ajuns să fie detestat de oamenii de pe Facebook. Sigur, nu de toată lumea. De aceea, pseudo-intelectuali de pe Facebook care au găsit acum ocazia perfectă să iasă în evidență și să-și reverse frustrările. Pentru că oamenii deștepți care... Nu, eu refuz să cred că e asta. Eu cred că este un psyops al CIA-ului. Deci eu cred că Central Intelligence Agency of the United States of America în momentul ăsta nu știu ce face. Mai bubuie o țeavă de gaz sau ceva. Eu asta cred. Cred că mai bubuie o țeavă de gaz în momentul ăsta și au creat sau nu știu, că nu, adică nu pot să-mi explic, mă nene, cum s-a ajuns la chestia asta. Nu pot să-mi explic. Mă rog, ar fi o explicație, dar vă supărați pe mine. Mă rog. Chiar au ceva în cap, pot trage foarte repede concluzia. Bă, nu-mi place muzica, nu e pentru mine, e clar că e pentru o altă vârstă, nu ascult, merg mai departe cu viața mea, că nimeni nu mă obligă să o ascult. Serios, e perfect ok să nu-ți placă muzica lui Gheboasă, dar arta e să spui că Gheboasă ar trebui interzis, amendat, că ar merita dosar penal, cum spunea cineva de pe Facebook. Aici eu am o mare problemă, pentru că aici nu mai e vorba de Gheboasă. Aici e vorba de libertatea de exprimare, de libertatea actului artistic. Și aici ajungem la prietenii noștri de la jandarmerie. Pentru că eu de la oamenii de pe Facebook, sincer vă zic, nu mai am nicio pretenție. După 10 ani în spațiu public, nu mai am absolut nicio pretenție de decență sau de gândire critică de la niciun om care lasă comentarii în mediul online. Că am văzut prea multe în acești 10 ani. M-am desensibilizat complet la chestia asta. E, dar de la jandarmerie eu am pretenții. Pentru că sunt un cetățean în România și plătesc taxe în țara asta și ai o instituție care lucrează în slujba mea ca cetățean. De la jandarmerie chiar am pretenții. Puteți să nu-i placeți pe Gheboasă, poate că muzica lui vă dezgustă, poate nu vă place de el ca om. E o reacție firească. Poți să-i reproșezi multe lui Gheboasă, poți să-l critici, e persoană publică până la urmă și Gheboasă, la fel ca toate celelalte persoane publice, trebuie să-și asume că va fi criticat. Absolut, 100%. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiți de acord cu cenzura. Eu nu încerc aici să vă convinc că muzica lui Gheboasă e bună. Eu încerc să vă convinc că ar trebui cu toții să fiți împotriva acestei sancțiuni pe care jandarmeria a aplicat-o. Absolut, 100%. Sau, hai să depunem plângere împotriva Paraziții. Eu acolo sunt. Deci eu vreau să mă duc la poliție, zic bună ziua, bună ziua. Vreau să reclam pe acest cetățean pentru comportament rasist. Straight up. Straight the fuck up. Pentru că e un act de cenzură și în același timp e un act de discriminare. Cât de penibil e faptul că doar Gheboasă a fost amendat, când pe scena aia au fost atâția alți trepări cu aceleași mesaje, dacă nu mesaje chiar mai rele. E absolut penibil, e o discriminare pe față. Jandarmeria ce a făcut? A văzut că s-a făcut tâmbărou pe Facebook și a zis să facă o mișcare de PR. Pentru că asta este. Pentru că aici nu e vorba de aplicarea legii. Asta e o amendă dată doar de dragul PR-ului. Și sunt convins de asta, pentru că ce credeți că au făcut? Au dat un comunicat de presă băieții mei de la jandarmerie. Să se și laude cu această ispravă. Gheboasă nici măcar nu știa că a luat amendă, nu l-a informat nimeni, n-a primit nimic în poștă, Gheboasă a aflat din presă. Așa că hai să citim puțin acest minunat comunicat. În data de 6 august anul curent, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la concertul susținut de trepărul Gheboasă, în timpul căruia acesta a avut versuri vulgare și rasiste, gruparea de jandarmi mobilă Cluj-Napoca s-a autosesizat și a luat decizia de a analiza suportul optic pe care l-au avut la dispoziție. Adică după ce au văzut tâmbărăul de pe Facebook, că ei recunosc, deci după ce au văzut, s-au uitat pe filmarea momentului.
scuzați-mă, pe suportul optic. Și aici, din primul paragraf, ei deja trag concluzia. Deja spun că a avut versuri vulgare și rasiste. Bă, vulgare, da. Deși e mult mai puțin vulgar decât colegii lui Trepper, da, a avut versuri vulgare. Dar... rasist, bă! Voi vă dați seama că ăștia l-au acuzat pe Gheboasă că e rasist? Coaie! Bă, tu-ți dai seama, în p***a mea, ce... Doamne, nu mai pot, coaie, nu se mai poate. Nu se mai poate, deci eu cred că trebuie să închidem internetul. Gata, aș vrea să tacă toată lumea în p***a din gură, ok? Taceți-mi p***a mea din gură, că nu mai pot. Hoțul strică hoțul, neironic. Rasiste? Adică stai un pic, Gheboasă, care de etnie romă a fost rasist la adresa romilor? Da. Cam atât i-a dus capul pe domnii de la gruparea de jandarmi mobilă din Cluj-Napoca. Dar să citim mai departe. A fost aplicată în acest caz o sancțiune contravențională, constând în amendă în valoare de 1000 de lei pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să turbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor, ori să rezeze demnitatea și onoarea acestora. Demnitatea și onoarea cetățenilor a fost lezată. Trebuie să facem ceva. Boală la cap. Totodată menționăm faptul că a fost sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor și expresiilor utilizate din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare. Bă, băiatule, bă, deci jandarmeria sesizează CNCD, pentru că Gheboasă, care e rom, e rasist la adresa romilor în piesa Dă-i țiganca, că aia e singura piesă de care se putea lua. Vor să citiți versurile, le aveți pe ecran. Da, sunt vulgare. Dar cu ce sunt rasiste? Știți, în schimb, cine e rasist? Foarte mulți comentarii de pe Facebook, care l-au făcut pe Gheboasă în toate felurile. Au folosit tot... Ok, ok, respect Shelly, ok. Tot felul de aperative care sunt cu siguranță foarte rasiste. Dar pe ei nu-i amendează nimeni. Din contră, la ei, jandarmeria a plecat urechea și a sancționat de dragul lor. Că fix de dragul lor s-a întâmplat. Dacă nu era Tâmbărău, nu era nicio sancțiune, până și jandarmeria o spune. Gheboasă a mai cântat aceleași piese și la Neversea, și la Bișpriț, și la multe alte evenimente. Dar doar acum și-a luat amendă. Ce să mai zic? Bravo, jandarmeria română, încă un caz rezolvat. Mă bucur foarte mult că taxele mele au fost foarte bine cheltuite și infractorii au fost prinși. Sunteți minunați. Dar totuși, hai să mai ascultăm un pic câteva fragmente de la câțiva artiști care au cântat pe aceeași scenă de la același festival. Hey. Okay, that's a good one. Okay, that's a good one. Auziți, jandarmeria română, scuzați-mă, dar pe 6ix9ine, de ce nu l-ați amendat la Bișpriz? Că a folosit și el cuvântul cu N. Este, e rasist la adresa celor de culoare, nu? Bă, eu vreau să știu, how the fuck... Cum dracu are 6ix9ine N-word pass? Niciodată n-am înțeles. He's Mexican? It doesn't work that way, man! Chiar ei, care îl acuză pe Gheboasă de rasism, sunt de fapt rasiști. Oh! Let's go! Puternic! Puternic! Că singurul sancționat a fost singurul artist de etnie romă de pe acea scenă, când toți au versuri similare, ei sunt rasiști, nu? E un act penibil de cenzură și ar trebui să le fie rușine. Și noi cu toții, indiferent că ne place sau nu de Gheboasă, ar trebui să reacționăm vehement. Așa că dacă toți sunt atât de preocupați de PR, domnii de la jandarmerie, vă invit să intrați pe pagina lor de Facebook și să reatrageți atenția în comentarii asupra acestei greșeli pe care au făcut-o. Vă rog, fără injurii, fără înjurături, cu argumente, explicați-le de ce au greșit. Explicați-le că voi plătiți taxe ca ei să-și facă datoria, adică să țină ordinea publică, nu să cenzureze. Și vă rog să mă credeți, ăsta nu este un mesaj de ură la adresa jandarmeriei și vă rog și pe voi să rescrieți politicos, nu să instigați la ură. Respect, e păcat numai că e gen, e fix la final ăsta. Da, asta este. Da, adevărat. Corect. Bazat. Bazat Shelly. Hai să mai vedem și altele. Ce s-a mai zis? Ia stai așa, că scriu, fii atent, scriu un Facebook, Gheboas. Bătoare și pentru asta am dorit să începem cu marele Petre Țuțea și pentru a face evident. Asta ne zice de Petre Țuțea. Marele Petre Țuțea. Un joc de contrast în fața dumneavoastră, încă o dată despre modele, despre, până la urmă, emulație și tot ceea ce înseamnă creativitate merită să vorbim înainte de a discuta drama Ucrainei și, bineînțeles, perspectivele de pace. Și pentru finalul discuției noastre vom aloca câteva minute bune subiectului Donald Trump.
Spuneam că e o discuție importantă după ce 4 zile și 4 nopți Clujul a răsunat și aici suntem foarte dornici să prezentăm lucrurile într-o perspectivă normală, firească. Nimeni nu neagă o secundă măcar faptul că tinerețea înseamnă adrenalină, că tinerețea înseamnă dorința, nu, de expansiune în tot ceea ce înseamnă dimensiunea artistică a vieții. Cu siguranță tinerețea și pentru generația părinților mei a însemnat oferta Woodstock și pentru generația mea. Ok, ce interesant. Păi și atunci de ce mai vorbim? A însemnat oferta Metallica sau oferta, de ce nu, venită din partea lui Michael Jackson pentru cei care erau mai departe de muzica heavy metal sau rock. Pur și simplu, fiecare generație, doamnelor și domnilor, știm acest lucru, are câte o experiență. Iar generația celor de 17, 18, 20 de ani astăzi are experiența Untold, iar eu sunt tornic să spun din start că nu voi reduce întregul festival la ceea ce tocmai ați văzut sau ceea ce ați auzit. Să nu uităm că la acest festival au cântat și Imagine Dragons. Însă Untold, doamnelor și domnilor, este deja o mișcare, este un fenomen artistic, nu doar românesc, se pare că are o priză enormă și la alte, să spunem, categorii de tineri din Marea Britanie, din Olanda, din Germania. Foarte mulți tineri vin să participe la acest festival și, evident, acest fenomen, să spunem, european, național și internațional merită o analiză din partea noastră, fără să spunem că am fost vreodată la Untold, n-am fost niciodată la Untold și fără să pretindem că înțelegem ce s-a cântat pe scenă, fără să pretindem că toți artiștii au a reușit performanța acestui personaj, cum spuneam, am dat din greșeală, pur și simplu șansa face, trebuie să spun și asta, să fi dat de acest personaj. Șansa, din greșeală. Doamne Coaie, nu, este o acțiune concertată a CIA-ului. A CIA-ului a declanșat această acțiune concertată mobilizând influenceri conservatori împotriva artistului Gheboasă. Vă zic eu! Cu ajutorul unui prieten, el mi-a descoperit Dita Mai, artistul de dimensiuni balcanice, în primul rând. Poate că nu l-ați cunoscut până acum, poate n-ați auzit de el, dar iată că internetul l-a făcut faimos, pentru că, sigur, el a apărut pe scenă cu această călcătură grea, cu această transpirație, nu, specifică unui geniu veritabil. Domnia sa s-a lansat, spuneam, și la Untold, în ochii, în văzul tuturor, în ochii, aș spune, presei, și nicio reacție semnificativă din partea organizatorilor nu a fost auzită până acum. Omul a fost ovaționat minute în șir, mișto, nu? Spun astăzi toți românii. Așa. Open mind, nu? Cum imediat se grăbesc să adauge comentatorii. Și în aplauzele acestei audiențe, spuneam, care s-a vindecat de orice prejudecată burgheză, de orice pudoare culturală sau spirituală și, evident, de orice superstiție religioasă, în aplauzele acestea ale tinerilor din România, care sigur că își doresc o viață mai bună în fiecare zi și probabil că se gândesc uneori să plece. Măi, ce zici? Ce zici acolo, băi, Mihai? Din România, pentru că noi nu le oferim ceea ce îi merită. În aplauzele, spuneam, acestui public extaziat, artistul s-a grăbit să ne comunice câteva versuri. Vă rog să le notați, dacă nu aveți un pix sau un stilou rapid, vă rog să le memorați, pentru că nu sunt versuri simple. Ia vezi, este că acum intră în pâine. Simple. Iată, alele ofna de Nita Sochera e un început, totuși, cu o dimensiune lirică apropiată, cred, dacă am fi un pic mai generoși, de Bacovia sau poate de Macedonski. Și eu cred că finalul, inclusiv formula ce țigancă, ce țigancă, cum de dingăoază, această formulă ne aduce. Ce faci, băi, George Călinescu? Sau cum îl cheamă pe ăla? Băi, Gala Galaction, ce dracu zici acolo? Stai că se dă la bac asta, guys. Notați-vă că de aia zi să notați, că se dă la bac. O să fie pe test. Deci ați notat cu găoaza, da? Am putea spune chiar prepuțul eroticii lui Emil Brumaru.
Eu cred că dacă suntem cu adevărat emancipați, nu o să aplicăm. Ce legătură? Cum s-a gândit la Emil Brumaru? Nu pot să înțeleg cum s-a gândit el la Emil Brumaru și la prepuțul lui. Ce zice? N-ai învățat pentru test și acum băsmești. Băsmește, neironic, are limbarniță. Băsmește, zice orice căcat îi vine la gură. Emil Brumaru. Eu cred că dacă suntem cu adevărat emancipați, nu o să aplicăm cenzura. Nu o să fim plin de prejudecăți. Aha. Uitați-vă încă o dată la omul cu pricina, iată-l în toată splendoarea lui. Poate că îi tăiem puțin sunetul. Haideți să vedem gesticulațiile lui. Uitați-vă, da, acesta este tânărul care a încântat între mulți alți tineri, nu-i așa, la bustul gol, pentru că încălzirea globală cere o adecvare, nu, a ținutei. Da? Iată, el a încântat publicul, spuneam, așa cum se cuvine. Este atât de pasiv-agresiv. He thinks he's so smart. Mickey nu mai e climate change denier, ba da, tocmai că e climate change denier, e toate cele și acum vorbește la modul ironic, o pasiv-agresiv, o, știi, gen Sanchi ne cântă în strună, știi, ai înțeles? Și dacă considerați că există un dezechilibru între hormon și neuroni în performanța acestui individ, dacă socotiți că există prea multe sunete produse de creierul reptilian al artistului, vă spun eu că sunteți niște mucoși, niște neaveniți care vă dați cu părerea și nici nu știm cine v-a chemat să vă dați cu părerea. Până la urmă, hai să fim serioși, trebuie să renunțăm cu toții la cultura înaltă și îi întrebăm și pe profesori, pe părinții noștri, pe bunicii noștri, dacă n-au înțeles. Bă, coi, o idee pentru toți bolunzii ăștia care zic de cultura înaltă, nu știu ce. Vă rog eu frumos, există, să zic așa, iterații, manifestări contemporane de cultură înaltă, care ar putea fi considerate cultură înaltă. Ele există. Mergeți și promovați alea, viața mea. Lasă-l pe Gheboasă, că e treaba lui. Du-te, frate, Mihail Neamțu, nu te-am văzut niciodată la un concert Black Country New Road. Când o să-l văd și eu pe Adrian Papahaș la concert la Swans? Asta este întrebarea adevărată. Că așa ne place să vorbim, dar fapte p***a. Eu vă invit, dragi prieteni, mă rog, prieteni, dragi dușmani, Mihail Neamțu și Adrian Papahaș, vă invit la concert la DevGrips. Să vedem niște cultură înaltă. Mă rog, așa, hai să mai vedem. Înțeles, măcar acum, iată, 6 august 2023, că timpul lui Florian Pitiș, cel îndrăgostit de Nikita Stănescu, sau că vremea lui Nicu Kovac, cel care a lansat formația Phoenix în anii 70, acel timp în care... Da, cultura înaltă e să nu știi ce e o vasectomie, efectiv. Asta e cultura înaltă. Artiștii se hrăneau din poezia lui Șerban Foarță, acel timp a trecut. Eu cred că trebuie să înțeleagă și cei mai în vârstă că aezii lui Homer n-au fost decât niște retrograzi care s-au încăpățânat să... Ce iezi? Acum vorbește de capra cu trei iezi, dar aia a scris-o creangă, n-a scris-o Homer. Și eu sunt ultimul om, ce-i drept. Creadă în puterea cuvintelor, a poveștii, a unui epos, nu-i așa, pe care o întreagă națiune s-a străduit prin limba greacă, e adevărat, să-l transmită mai departe și, bineînțeles, cred că și domnul primar Emil Boc, un om delicat, va accepta că e nevoie să ieșim din această logică severă a discriminării, a marginalizării. Trebuie să lăsăm această pretenție, anume că ar exista cultură înaltă, nu? Trebuie să ieșim. Știi cum îmi închipui? Eu îmi închipui că gen singurii oameni care se uită la Mihail Neamțu sunt oamenii care gen au crezut că Oppenheimer este un film foarte bun, o capodoperă cinematografică. Mi se pare că e aceeași labă intelectuală lubrifiată cu lacrimile vărsate pentru faptul că nimeni nu mai ascultă cultură înaltă, nu mai consumă cultură înaltă în ziua de azi. Ieșim din această, spuneam, filozofie învechită a conservatorilor, care sigur că își impun propriile gusturi. Nu, trebuie să ne eliberăm de aceste stafii ale trecutului, ale Europei creștine și să înțelegem că mesajele porno, da, așa este, mesajele porno pot fi și ele prezente în discursul public al artiștilor. Și dacă nu credeți că sunt posibile asemenea mesaje, domnilor și domnilor, haideți să ascultăm câteva minute, câteva secunde doar din înregistrarea
pe care ne oferă acest mare artist de la Untold. Eu trebuie să tac pentru ca geniile să vorbească. Dacă tu erai adevăratul geniu, el era adevăratul geniu aici. E geniu supărat care bate din picior că nu e recunoscut. Scuze, dar nu știu dacă vă dați seama, dar eu sunt geniu. Nu, de ce mergeți la concert la Gheboasă în loc să veniți la prelegerile mele în care vorbesc despre Shakespeare și despre antreprenoriat? Astăzi avem droguri și exact ce ați auzit. Exact ce ați auzit, dacă vă vine să credeți așa ceva. Întocmai cum ați auzit. Toi de cap, n-am auzit cuvântul ăsta în viața mea. Cura. Astăzi avem droguri și... E muzica cantare și ei. Nu mai auzit ce se întâmplă pe aici. Da? Acesta este artistul aplaudat, spuneam, în capitala Clujului, în capitala Transilvaniei, în Cluj, în inima Clujului, iată-l, artistul nostru. Capitala Transilvaniei, păi tu îți dai seama, păi asta se întâmplă în capitala Transilvaniei, capitala Clujului. Vezi, bă, Michi, că asta se întâmplă, nu e de ieri de azi, nu știu ce dracu ți-ai, nu știu, de ce v-ați trezit acum cu toții, se întâmplă de întotdeauna. Nu știu, așa ca idee. Ba, chiar aș îndrăzni să spun că până și Shakespeare, când a apărut la momentul respectiv, nu-i așa, era considerat un pic vulgar. Că, domnule, cum adică îmi zici tu mie aici despre ăștia care să omoară, să... Ce fac ăștia aici? Pentru desăvârșit, dornic să emancipeze, spuneam, o nouă generație cu aceste versuri. Îi pun pula pe front, eu fac o coș de mult. Te mi-a zis că-i cântărață, îi dau microfon să-mi cânte. Îi plac o zonă și îi dau pula s-o frământe. Ne oprim aici, doamnelor. Asta oricum e like, am zis că asta a fost un freestyle sau ceva genul ăsta, nu? Adică asta e, sau o chestie în care fac beat-uri pe loc sau fac rime pe loc sau nu știu exact. Nu, asta era show-ul ăsta. Mesajul lui Gheboasa e porno, dar lui Brumaru e erotic. Păi da, că ăla e poezie și asta e muzică care apare pe YouTube. Dar nu e ceva ce a cântat la Untold. Da, oricum, mă rog, se leagă de niște versuri care au apărut, nu sunt neapărat pe un album sau ceva, ci mai degrabă au apărut într-un video de YouTube în care niște băieți, rapper și beatmakers fac entertainment, basically. Și domnilor, fiindcă totuși poate sunt încă... Poate, ce-mi place cum zice, poate... Mame și poate sunt copii care nu au mers la culcare, dar ați înțeles despre ce este vorba. Este... o veritabilă gimnastică spirituală, ne spune Eustațiu Sândulescu, pe care îl salutăm. Mulțumim tuturor celor care se alătură acestei transmisiuni. Mulțumim pentru felul în care înțelegeți să susțineți acest canal. Evident, astăzi, doamnelor și domnilor, tinerii sunt chemați să se uite la asemenea personaje. Personaje care probabil că există, bine mersi, și pe platformele social media, și pe Spotify, și pe, okay, eu știu, Apple Music. În această prezentare a lor, nudă, lipsită de orice, spuneam, inhibiție, artiștii, spuneam, de astăzi reușesc să capteze, să, într-un fel sau altul, influențeze o nouă generație. Tineri care au fost învățați să se uite cu dispreț la mamele și la bunicile lor. Bunicile și mamele cele mai disprețuite probabil astăzi, pentru că ele n-au știut să facă OnlyFans. Mama, te urăsc! De ce nu îți faci OnlyFans? Mă faci de râs, mama! Asta e societatea în care trăim, guys. Mama, râd copiii de mine la școală că tu ești singura mamă care n-are OnlyFans. Bunicile și mamele care nu au știut să se prostitueze. Bunicile și mamele care, ce credeți, s-au trezit dimineața la 6, au făcut lapte pentru copii, au pregătit, bineînțeles, un sandwich și s-au gândit cu ce își pot hrăni familia la fiecare moment greu, au făcut o rugăciune. Aceste bunici și aceste mame, spuneam, care n-au avut inspirația să se pervertească atât de mult încât să-și corupă atât copiii cât și întreaga familie într-o dimensiune, aș spune, pornografică a existenței. Aceste mame și aceste bunici nu mai sunt de mult modele. Modelele, uh-huh,
Doamnelor și domnilor, în școala românească sunt din ce în ce mai puțin promovate. Bărbații nu sunt invitați să admire eroii, geniile sau sfinții. De aceea, vocea aceasta a lui Petre Țuțea ni se pare dintr-o cu totul altă lume. Ce acum, Petre Țuțea, măi, ce zici? Revină, omule, la noi. Unde dracu te-ai dus, bă, frate? Deci Petre Țuțea, ok, hai să vedem. Petre Țuțea, ce zice Petre Țuțea vere? Ia. Lumea, ascultați-l doar câteva secunde, da. Din nou, pe cel care, într-un fel sau altul, a marcat întreaga mea generație. Cei care la 13-14 ani s-au întâlnit cu Petre Țuțea, acum mai bine de 30 de ani, au fost marcați de acest... Da, uite ce bine au ajuns, uite ce bine le-a mers ăia care l-au cunoscut la 14 ani pe Petre Țuțea. Le merge bine rău, au OLED în casă și terci și mămăligă între urechi. Profil hieratic al unor, spuneam, intelectuali care au făcut 13, 15, 17 ani de pușcărie pentru un ideal. Am vorbit și eu despre generația fără ideal și o să revin la această temă, doamnelor și domnilor, generația fără ideal, pentru că există o legătură între mizeria actuală a, spuneam, publicului și a, bineînțeles, artiștilor de pe scenă și această dispariție a idealului, dar în câteva minute doar voi reveni pentru a asculta însă înainte pe marele Petre Țuțea. Iată cum vorbea acest om în 1990, intervievat de un ziarist al televiziunii publice. Îmi bag în mama și bunica că n-au făcut OnlyFans.